dragi prieteni, ne aflăm în Tulcea, în campanie de strângere de semnături pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis. Și aici sunt părerile împărțite, dar majoritatea celor care vorbesc cu noi semnează pentru demiterea președintelui, pentru că s-au săturat și ei de modul în care Iohannis știe să facă politică de stat. Modul în care a învrăjbit diferite categorii de oameni unii împotriva celorlalți, modul în care a declanșat repetate crize politice și, de asemenea, faptul că absentează de la îndatoririle lui constituționale. Niciodată când trebuie să intervină, nu intervine, iar atunci când nu trebuie să intervină, intervine ca să declanșeze un nou scandal politic în România. Trebuie ca acest președinte să fie trimis acasă, odată pentru totdeauna, să-i încetăm vacanța pe care și-a luat-o pe o perioadă îndelungată la Cotroceni, să facă o vacanță pe banii lui, dacă vrea, în una dintre cele 7 case pe care le deține la Sibiu. Vă îndemnăm pe toți din toată țara să ieșiți în stradă, să căutați colegii noștri din AUR, care se află în general în centrele orașelor și ale comunelor, pentru a semna pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis. Avem nevoie de aceste semnături pentru a arăta care este voința poporului. Că poporul își dorește ca Iohannis să plece acasă. Când vor fi milioane de români care vom cere lucrul ăsta, poate că și politicienii din Parlament, din actualul arc guvernamental, vor înțelege să procedeze la suspendarea și la demiterea prin referendum a președintului Klaus Iohannis. Fiți alături de noi, noi suntem alături de dumneavoastră, suntem singurul partid de opoziție, suntem singurii care avem un parteneriat cu poporul român și nu cu găști politice de pradă și nu vom izbuti decât cu ajutorul dumneavoastră. Doamne ajută! Dar să se ducă la părinții lui că sunt în Germania, să ia și cele 7 case.